Vreau să spun de la bun început, pentru toate slăvii să fie Domnul. El este sursa vieții noastre și este motivul principal pentru care noi suntem aici. De fapt, Dumnezeu este cel care a avut ideea familiei. Înainte să fie Biserica, Dumnezeu a întemeiat familia, iar familia este compusă din persoane individuale. Când o persoană este sănătoasă, ea formează o familie sănătoasă, iar mai multe familii sănătoase formează o biserică sănătoasă. Astăzi, iubiții mei, suntem împreună să învățăm de la Dumnezeu câteva lucruri despre familie, la fel și mâine dimineață. Acum, voi trebuie să fiți foarte pocăiți să puteți învăța de la cineva care e mult mai tânăr ca dumneavoastră, ca și unii din ei aici, unii puteți să fiți părinți, de aceea o să tratez cu mare seriozitate fiecare lucru pe care îl spun, ca și cum aș spune înaintea lui Dumnezeu și vreau ca fiecare sfat pe care îl dau să fie bazat pe Scriptură, pe Cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, Biblia este manualul de instrucțiuni pentru familie. Amen. You can put it back, the first one, please. Thank you, appreciate. Referitor la manualul de instrucțiuni, vreau să vă spun ce-am pățit vara aceasta, pentru că atunci când noi ne cumpărăm ceva, fiecare lucru vine cu un manual de instrucțiuni. Nu știu cum sunt românii din America, dar cei din România au un foarte mare self-esteem, un foarte mare orgoliu. Nu o să vedeți niciodată în România un om care să spună eu am nevoie de manualul de instrucțiuni ca să pornesc lucrul acesta. Nu. No. Pentru noi este o jignire în România să citești manualul de instrucțiuni. Și vara trecută am, am luat o motocoasă ca să tai alpa pe porțiuni mai mari. În fața mea, cel care mi-a vândut-o a, vândut a pornit-o, totul a funcționat perfect. Când am ajuns acasă, am încercat să o pornesc și nu mergea nimic. După vreo apt, aproximativ 15 minute, 17 minute de chin, în care tot trăgeam acolo și încercam să pornesc aia, băiatul meu, Ianis, de 8 ani, au zis, tati, dacă vrei, este un manual de instrucțiune. Zic, fugi de aici, mă zic. <laughs> fugi de aici. <laughs> eu, 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 eu n-am nevoie de așa ceva, zic. Deci, tu n-ai văzut că l-au pornit în fața noastră. Iar rămâne încercat vreo 5 minute să tot trag de el. Până la urmă, Ianis a venit cu manualul, eu l-am luat și l-am zis așa un pic în direcția motocoastei, să nu se vadă că mă uit în manual, știți? Și acolo era un lucru foarte basic. Punctul întâi, uh, porniți, uh, butonul de alimentare a rezervorului cu benzină. Bineînțeles că l-am pornit și totul a mers bine. Dar, mei, în această după masă, vreau să vă spun că uneori ori ne chinuim exact cum am chinuit eu un sfert de oră, ne chinuim mult în familie să pornim motoarele, să facem lucrurile să meargă. Unii ori e așa de basic și de simplu lucrul acesta, just open your Bible, doar deschide Biblia și o să afli aici secretul. Dacă eu am o mașină de spălat și pun benzină în mașina de spălat, niciodată nu o să pot să-i spun celui care a inventat mașina de spălat că ea nu merge. Acum, eu am pierdut 15 minute din viață cu motocoasa. Știți că am întâlnit familii care au pierdut 15 ani din viață? Mă rog, astăzi, aceste principii pe care le vom lua din scriptură să ne fie de folos fiecăruia. Mai spun un lucru și intru un mesaj. Când un cuplu l-a întrebat pe un pastor dacă acesta va săvârși ceremonia căsătoriei lor, el a continuat să le spună că îi place să facă câteva sesiuni de consiliere cu cei care se căsătoresc înainte de nuntă. La care cei doi au răspuns, nu avem nevoie de consiliere, am fost amândoi căsătoriți de mai multe ori înainte. Iubiții mei, eu am nevoie de consiliere ca să nu fiu mai căsătorit de mai multe ori de acum înainte. Proverbe 24 cu 3 Biblia spune: Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Iar în Iacov 3 cu 17 Biblia spune: Înțelepciunea care vine de sus. Și acesta va fi versetul de bază la care ne vom uita astăzi. Este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune fără părtinire nefățarnică. Vreau să ne uităm astăzi care sunt materialele de construcție care fac o casă rezistentă. Care sunt stâlpi aceia care țin o casă în, în, picioare? Vedeți dumneavoastră, rezistența unei clădiri e mai importantă decât designul acelei clădiri. Acum, mai ales în California, aveți clădiri extraordinare. Și pe noi ne încântă ochiul, ne facem poate câte un selfie sau câte o poză cu ele. Însă când vine uraganul, el nu se uită la design, ci se uită la rezistență. Și acum o să vă pun în față două persoane. Unul mi-e cumnat, altul mi-e cunoștință. Poate prea mult spus prieten. Cumnatul meu a absolvit facultatea de arhitectură din Timișoara. Și lucrează în acest domeniu. Acum aș face casă și mi-a spus, Cristi, cu mâna mea mi-am dus și am legat fierul la fundație și am pus în plus față de cât scria pe plan. Și am zis, dar de ce? Pentru că lucrez exact în acest domeniu al rezistenței. Și n-am vrut să tremur următorii 50 de ani cu gândul că cei care mi-au legat fierul l-au legat în stil românesc. Știți? Că la noi este vorba asta, să facem o românească. Celălalt exemplu pe care vi-l dau, un cunoscut îmi spunea acum câțiva ani, frate Cristi, am făcut economie 5.000 de euro la fier. Că nu se vede, zice. Am și eu nevoie de bani pentru draperii, pentru parchet, n-am avut de unde să iau decât de la fier. Vedeți un exemplu simplu, ce diferență colosală? Unul dintre ei și-a dat seama că în ziua cu cutremurului, în ziua ploi, în ziua necazului, fierul ăla are mare valoare pentru că ține niște lucruri împreună. Și dacă ai parchet frumos când e taifun, it's useless. Nu te ajută cu nimic. Dacă nu ai parchet când e taifun și ai rezistență puternică, n-ai pierdut nimic. Rămâne casa în picioare. Primul stâl despre care vreau să vorbesc, care contribuie la rezistența clădirii noastre, primul material este puritatea. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Curată. Și nu e așa că ne uităm atunci când mâncăm să vedem să fie farfuria curată. Biblia spune Matei 5 cu 8 ferece de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Iubiții mei, cel mai valoros asset, cel mai valoros lucru pe care noi îl avem în viața asta, nu este mașina noastră, nu este casa noastră, fizic vorbind, nu sunt hainele noastre, noi le putem schimba astea oricând dorim. Cel mai valoros lucru pe care noi îl avem este caracterul. De ce? Pentru că sacoul ăsta peste două ore eu îl voi pune într-un dulap. Caracterul nu am cum să-l pun în dulap. Nu am cum să mă scap de caracterul pe care l am Îl voi duce cu mine până în ziua morții mele. Și acum ascultați-mă bine. Cea mai importantă latură a caracterului nostru este integritatea. Integritatea. Iar această integritate, iubiții mei, are mai multe fațete, dacă îmi dați voie. Cinste, puritate, fidelitate, credincioșie. Biblia spune nevrăi 13 cu 4, un verset pe care am fi vrut să-l evităm. E inconfortabil, dar este foarte adevărat. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvare. În anii 90, în România, divorțau unu, una din șase familii. Astăzi, în România, divorțează una din două. Și e ciudat lucrul ăsta. Însă vreau să vă spun că avem nevoie de puritate, în primul rând, în gânduri. Iertați-mă, știți că sunt și paturi online. Nu trebuie neapărat să păcătuiești fizic, poți să păcătuiești în gând. Ce vreau să subliniez este că omul care astăzi păcătuiește în gând are doar o chestiune de timp până când va păcătui în vorbire și apoi în faptă. Avem nevoie ca și familii, și iubiții mei de puritate în gânduri, apoi de puritate în vorbire. Pentru că oamenii care își permit glume cu două înțelesuri înseamnă că ei deja au păcătuit în gând și urmează curând să o facă și în fapte, dacă n-au făcut-o deja. Vă rog să nu confundați familia care divorțează din cauza a ceea ce am spus cu momentul căderilor. Un om poate să failuie cu 15-20 de ani înainte și să nu fie prins. E doar o chestiune de timp până când el va cădea. Mâncarea curată, iubiții mei, nu curăță vasul murdar, ci este stricată de acel vas murdar. Eram împreună cu soția într-un camp cu tinerii unei biserici din Canada în luna iulie anul acesta. Și aveam cu mine, am încercat să fac ceva plastic, să pot să îi fac pe ei să înțeleagă mai ușor. Am cerut de la bucătărie un burger fresh, cu ranch, cu beef, cu tot ce vreți. Dar am mai cerut ceva de la bucătărie, o farfurie murdară. Am adus burgerul pe o farfurie curată și am spus: Este cineva aici care ar dori să mănânce acest burger? Bineînțeles că au ridicat mai mulți mâna. Înainte să le dau burgerul, am luat burgerul din farfuria curată și l-am pus în farfuria murdară. Și am repetat întrebarea: Mai este cineva care vrea să mănânce acest burger? Și toți au zis nu. De ce? Că burgerul a rămas la fel. El nu s-a stricat. El nu s-a alterat, n-a ieșit din garanție, biful tot acolo a fost. Iubiții mei, am vrut să sublinez în fața lor, cât și în fața dumneavoastră, un principiu foarte important. Și anume, mâncarea curată, pusă într-un vas murdar, nu curăță vasul, ci se compromite în mâncarea. De aceea e foarte important, de-a lungul vieții dumneavoastră, la slujitori, la soți, la soție, la oricine, să nu puneți mai presus talentul, darul, creativitatea, designul, munca, decât caracterul. Iubiții mei, dacă Cristi Bohariu este un om care trăiește în păcat în mod conștient și continuu mai devreme sau mai târziu, Mâncarea bună pe care Cristul o primește de la Domnul ca să vă dea dumneavoastră nu va curăți viața mea, ci mâncarea aceea va fi compromisă. Și într-o zi nimeni nu mă va mai crede. De aceea e foarte important în familie să ținem cont de curățenie, de puritate. Pentru că infidelitatea murdărește. Și ciudat este că poți să ai cămașa albă, costum alb, parfumat, perfect și înăuntru să fie dezastru. Asta e ciudat, e adevărat asta. Infidelitatea, cheating-ul, este cauza numărul unu a divorțurilor din lume. 88% dintre cei care au divorțat au pus motivul acesta al infidelității ca și motiv principal al divorțului lor. Mai subliniez un aspect la acest punct. Am vorbit deja despre lucrurile astea. Dați-mi voi să mai subliniez un aspect aici. Înșelarea partenerului nu este cauza în sine, ci este efectul unui cumul de cauze care au fost înainte. Și le număr foarte ușor. Un caracter compromis. De exemplu, să pornești în căsătorie cu un om care n-a fost născut din nou, înseamnă să pornești în căsătorie cu cineva care nu are frică de Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Mai devreme sau mai târziu omul care nu are frică de Dumnezeu nu are niciun motiv să lupte pentru căsătoria aceea. El se va sătura de corpul tău sau de ceea ce poți să-i oferi și te va părăsi. Că dacă s-a căsătorit pentru corp, totdeauna va găsi pe cineva cu un corp mai frumos ca al tău. Dacă a făcut-o pentru mașină sau pentru casă, întotdeauna există o mașină mai frumoasă și o casă mai frumoasă. De aceea e foarte important să învățați copiii dumneavoastră că un milion de dolari nu fac cât face un nume bun. Dacă fata mea se căsătorește cu un băiat miliardar în dolari și băiatul ăla o minte, eu am pierdut totul, nu știu dacă mă credeți ce spun. Iubiții mei, noi așa suntem construiți de Dumnezeu. Sunt lucruri care, materiale fiind, nu pot acoperi eșecurile sentimentale. De aceea e foarte important, ca o paranteză pentru copiii noștri, să sădim în ei până la 20 de ani, 18, 22, când pleacă din casa noastră niște valori pe care ei le vor duce cu ei. Și să știți că așchia nu sare departe de trunchi. Și dacă tu nu vii la biserică, e o excepție fenomenală să ai un copil care merge la fiecare serviciu divin. Am dat un exemplu. Caracterul compromis este una din cauze. Infidelitatea este doar efectul în timp. Un alt motiv, o altă cauză, lipsa sfințeniei și a Evlaviei. Cineva a întrebat de unde am siguranța că sunt mântuit? Că n-am văzut numele meu scris în cartea vieții? Nici nu pot dovedi 100% negru pe alb? Lucru ăsta? Prin credință, da, dar dincolo de credință. Și răspunsul unui frate pastor a fost foarte, foarte bun. Un om mântuit întotdeauna caută valorile lui Dumnezeu să le impregneze în el adevărul, mila, bunătatea, credincioșia, dar cel mai mare atribut este sfințenia. Iubiții mei, dovada că sunt mântuit astăzi este că nu mai trăiesc în păcatele în care am trăit o odinioară. Asta spune Apostolul Pavel și, și Petru repetă. De aceea, un om care ia sfințenia în serios nu va ajunge niciodată să aibă probleme cu infidelitatea. Apoi lipsa comunicării corecte în familie. Un bărbat refuzat în mod continuu și conștient de la nevoile lui, o femeie neînțeleasă luni de zile, va duce la o comunicare care se rupe. Și întotdeauna, diavolul nu doarme, ci va căuta un coleg de serviciu care să înțeleacă și să refacă ceea ce tu sau partenerul tău nu a făcut. Apoi, lipsa implicării în slujire este un alt motiv. Iubiții mei, am întâlnit oameni sfinți care nu fac nimic și mai devreme sau mai târziu le dă diavolul de lucru. nu e suficient să fiu doar sfânt. Eu trebuie să fiu și implicat. Aștia sunt de fapt etapele. Iertat, sfințit, transformat și folosit. Gesturile, privirile, cuvintele de apreciere speciale și absolut tot ce ține de fidelitatea noastră sunt rezervate în întregime partenerului nostru. Amin. Un bărbat serios, sfânt, mântuit, născut din nou, nu va spune ce frumoasă rochie ai azi niciunei alte femei în afară de soția lui. Iar dacă un bărbat spune ce frumoasă rochie ai astăzi și nu v-ați prins că nu-i vorba de rochie, aveți o problemă cu familie. Știu, multe doamne nu înțeleg lucrul acesta, dar dacă sunteți căsătoriți ar trebui să înțelegeți lucrul acesta. Nu o să vedeți niciodată un bărbat mirat de pink de pe rochie sau de culoarea verde cu picățele. Bărbații sunt atrași dincolo de ceea ce se vede. Dar bărbații, din păcate, mai ales cei care folosesc astfel de expresii pentru altcineva în afară de partenerul lor, sunt versați și spun doamnelor nu ce trebuie să spună, ci ce vor să audă și ce le place să audă. Și închid paranteza și spun, Doamne, păzește-ne de astfel de derapaje. Femeia, o femeie serioasă, nu va spune niciunui bărbat în afară de soțul ei, îmi place să petrec timp cu tine. Iubiții mei, e nevoie de puritate completă și pe viață. Am închiriat din Tennessee, din Knoxville, o mașină ca să ajung până la South Carolina. Mi-a căzut la sorți un Ford. În timp ce îl conduceam, mi-am adus aminte că Henry Ford împreună cu doamna lui și-au sărbătorit cei 50 de ani. Nunta de aur. Iar un reporter în ziua aceea frumoasă și specială I-a întrebat, cu ce atribuiți cei 50 de ani de viață căsătorită cu succes? La care domnul Henry a răspuns, formula este la fel ca și cea pe care o folosesc la fabricarea mașinilor. Doar rămâneți la un singur model. Vedeți, Ford nu face și Toyota, și Hyundai, și Tesla. Iubiții mei, curățenia, puritatea, fidelitatea oferă siguranță familiei. Când tu îmi pui în față o farfurie curată, eu am o mare siguranță, deși n-am verificat cele trei ore petrecute la bucătărie, dar am o mare siguranță că mi ofer și o mâncare curată. Când îmi ofer credibilitate, credincioșie, fidelitate, prin viața ta, nu am nevoie să-ți verific telefonul. Am siguranță că ai și telefonul curat N-am nevoie să verific pormoneu și n-am nevoie să mă duc după tine la servici nici să-ți dau pix cu cameră video. Atenție la cadouri. Unii au casa curată, dar au căsătoria pătată. Și Biblia ne cere să ne păstrăm și casa și căminul în puritate. Mai amintesc un lucru aici. Paul Oașor a spus ceva frumos când i-ai spus da, soției tale i-ai spus nu oricărei alte femei de pe pământ, Doamne, ajută-ne la asta. Doi, un al doilea stâlp, iubiții mei, un al doilea principiu de bază care ține rezistența familiei este armonia. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică. Poți avea cele mai scumpe instrumente într-o orchestră, dacă ele nu se sincronizează, cântarea este compromisă. De aceea în Isaia 9 cu 6 veți observa că unul din numele atribuite lui Iisus Hristos este și domn al păcii. Că ce folos ai orice ai avea dacă nu ai pace în casă? Iubiții mei, sublinez aici un aspect foarte important. Pacea e mai importantă decât dreptatea. Pacea e mai importantă decât dreptatea. De exemplu, Poate că eu cu vecinul meu am avut un conflict, da? Sau o problemă. Ok, vecinul. Pot să-i spun, mai nu mai vorbesc cu el două săptămâni și cineva mă întrebat cum te înțelegi cu vecinii. Și le-am spus referitor la vecinii mei, sper să nu fie online cumva, cu cât vorbesc mai rar cu ei, cu atât mă înțeleg mai bine. Ei bine, asta pot să spun despre vecini. Dacă spun asta despre soție, am falimentat. gata. Și atunci, cu soția, cu partenerul, nu o să caut dreptate, ci o să caut pacea. Că dacă ai dreptate și mergi la tribunal și îți împarți copiii împreună cu mașina de spălaș și de oscat, nu vreau dreptatea aia. Vreau pace. Iubiții mei, în acest cadru al păcii, al armoniei, cuplurile vor putea crește copiii deosebiți. Primesc aproape în fiecare zi mesaje, nu reușesc să răspund la ele. Foarte rar când reușesc să răspund. Dar unul din mesajele care m-a mișcat aseară a fost tocmai acesta. Un tată pocăit până zilele trecute sau săptămânile trecute sau lunile trecute, depinde când au fost descoperit, s-a întors cu totul împotriva lui Dumnezeu și a familiei. Iar copiii acum trăiesc niște traume imense, pentru că după câțiva ani de pace în familie, au început să apară bătăi, abuzuri verbale, fizice și alte lucruri. Poți cumva explica cât de adâncă este trauma unei astfel de familii? Știți că chiar după divorț, copiii aceștia, în cea mai mare parte, vor ajunge oameni care se vor confrunta cu droguri, cu violență, cu închisoare. De ce? Pentru că au avut asta în familie. De aceea e foarte important când greșim să nu uităm să ne menținem pacea. Să ne menținem pacea. FSM 4 cu 26 să nu apună soarele. Acum, știți, vara mai câștigă în câteva ore mai ales noi bărbații mai orgolioși, până la 10 o mai încinge în cuva. Dar iarna pe la 6, cam să face, cam o pleca soarele, știi? 5 și un sfert e cam maximul. Și unii ori un cuvânt de iertare, de îmi pare rău, poate salva o căsnicie, să știți. Un cuplu căsătorit a avut o ceartă și s-au hotărât să nu-și mai vorbească pentru mai multe zile. Poate că știți, deja întâmplarea doar o repet. Pentru a lua un zbor spre Chicago, pentru o întâlnire de afaceri, soțul trebuia să se trezească la 5 AM. Bineînțeles că nu erau alarme atunci la telefon, să-și iertare, nu a vrut nicicum, a lăsat un bilet. Te rog, trezește-mă la 5 dimineața. Dimineața când s-a trezit, era soarele pe cer de mult, avionul plecase, iar el nu fusese trezit. Nervos s-a ridicat, a vrut să meargă la bucătărie să își descarce ceea ce avea de descărcat, însă a găsit un bilet pe care scria e 5 dimineața, trezește-te. Știți, și asta e un fel de conviețuire, dar nu ideală. Nu ideală. Păstorul meu de la Deva, fratele Răducanu Cornel, are un vers de poezie pe care îl spune aproape la fiecare nuntă. De vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură când ai greșit să recunoști. Când ai dreptate, tași din gură. Amin. Pentru o relație armonioasă este ideal să dezvoltăm cuvinte frumoase, dragă, te rog, mulțumesc. Vă vine să cu cunoști căsătorie în România, unde chiar din ziua anunțelor au apărut problemele. Nu o să intru în detalii. Apoi mai citeam despre un caz, ieșau afară din biserică, tocmai juraseră unul altuia pe viață credincioșie, etc., la care i îi spune lui, nu mi-a plăcut tonul pe care ai spus da. <laughs> Spor, ce să zic, ei. Roman 14 cu 19, să urmărim așadar lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Poate nu vă spune nimic cuvântul Biertan. Este un sat simplu din Transilvania, unde soțul, soții care se confruntau cu probleme în cuplu erau închiși de către preot timp de șase săptămâni în încăperea din curtea bisericii. În încăpere se afla Netflix? Nu. <laughs> în încăpere se afla exact ce vedeți acolo. Adică o masă, un scaun, un pat minuscul cu o singură pernă și o singură pătură. Ei bine, pentru asta, sta într-o astfel de încăpere cu persoana cu care nu te mai înțelegi și fiind nevoit să împarți totul cu ea, duce la un moment de spre împăcare. Metoda s-a dovedit una extrem de eficientă, dovada fiind registrele satului din ultimii 300 de ani. Și anume, în ultimii 300 de ani, n-a fost decât un singur caz de divorț. Mă uit la camera mea de acasă, mă uit la camerele voastre, Oare unde am greșit? <laughs> Știți, dacă confortul crește, nu-i păcat. Problema este că dacă nu crește și apropierea de Dumnezeu, disponibilitatea de sacrificiu scade invers proporțional cu creșterea materială. Vă dau un simplu exemplu, mă duc la următorul punct. Pe vremuri. Dacă îți făceai casă în România, tot satul sărea să te ajute. Oamenii nu aveau bani, aveau timp și aveau disponibilitate. Astăzi oamenii au bani și am văzut în câteva ocazii din România. Când ți-ai făcut casă, el a plecat în concediu. Pecinul, pratele, sora, bine, nu-i cazul la voi, slăviți să fie domnul. Da. Dar știți, nu cumva am pierdut ceva pe drum, de exemplu, mă gândesc la depresie, anxietate și nu vreau să iau la mișto lucrurile astea. Dar mi-aduc aminte că bunicii mei nu au avut depresie. Nici anxietate. Dar nici nu intau pe Instagram să vadă că o pleca vecinul în Dubai și tu în grădină, că unde să merg? Și păi eu cred că de acolo vine multă depresie și anxietate. Nu. Păi el a plecat, și o lapă cu 4.000 de euro, tu tot cu plasa de la bila. Așa era la noi, plasa de la bila, dar profi, știți? Păi dați seama că intri într-o anxietate puternică. Și de ce? Că ne uităm ce au alții și noi nu avem. Hai să ne uităm ce avem noi și nu au alții. S-ar putea să ne revenim. Știți? Găsesc acum mesaje pe WhatsApp. Mă plicti cu capa, știți? Eu când eram copil, n-apucam că eram, eram deja la animale, cura la porci, mulți vaca. Dar e interesant că parcă lumea era mai altcumva atunci. 3. Maleabilitatea este un alt stâlp, iubiții mei, care contribuie foarte mult la rezistența căderii noastre. Înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Nu știu când ați întâlnit ultima dată cu cineva încăpățânat. Sper să nu stați lângă el acum. Sau lângă ea. Știu. Dar eu când mi se întâmplă să mă întâlnesc cu cineva încăpățânat, nu știu cum să scap în 5 minute să fug. Acum, nimeni nu cred că a spus hai să mergem la masă, că așa îmi place stilul tău de, de a ține ca orbu de bătă, încât chiar vreau să mâncăm un steak împreună. Deci nu cred că a spus este asta. Încercăm cumva să scăpăm, să evităm oamenii încăpățânați. Iubiții mei, dacă o întâlnire de câteva minute sau de câteva ore e grea, imaginați-vă ce înseamnă să locuiești 50 de ani cu o astfel de persoană. Partenerul care caută folosul relației nu ține jucăria strâns în mână ca și copilul care urlă și dă din picioare, ci e gata să renunțe și știe când să renunțe ca să ajungă la punctul 2, la armonie, la pace. Coriten bum! Vă recomand cărțile ei, în special refugiul, a spus așa, nu ține nimic prea strâns în mâini, altfel te va durea ziua când Dumnezeu îți va deschide pumnii. Trust me, am văzut oameni la care Dumnezeu trebuie să intervine și să le deschidă pumnii. Iar când Dumnezeu le-a deschis lor pumnii printr-un accident, o boală, un eșec, o problemă, a suferit nu doar el, ci toată familia. Dumnezeu știe și e specialist în a zdrobi caractere și firi încăpățânate. Dar n-ar fi mai bine să ne așteptăm zdrobirea Lui. Iubiții mei, încăpățânarea este de fapt dorința de a nu te schimba. Căsătoria însă ne schimbă, ne maturizează, ne crește. Vă dau o veste bună sau tristă, cum vreți să o luați, și trei cu 3. Nici lui Dumnezeu nu-i plac încăpățânații. Suete în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Omul încăpățânat e foarte egoist și mândru, omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit, omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiul de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Încăpățânatul e frustrat. Cel maleabil e împlinit. Da, la o primă privire, încăpățânarea pare a fi ceva puternic, dar de fapt este o slăbiciune de caracter extrem de mare. Doamne, lasă înțelepciunea care vine de sus peste noi astăzi să vezi că ai un om maleabil, să vezi că ai lângă tine o soție maleabilă, cred că putem vorbi de un colț de rai. Și nu în ultimul rând, mai este un lucru care face căsătoria frumoasă și care ține familia rezistentă, și anume sinceritatea. Înțelepciunea care vine pe sus este nefățarnică, adică sinceră, transparentă. Omul sincer, iubiții mei, este omul cu privire la care nu ai îndoiel, care ca ascunde ceva. E omul deschis, e partenerul pe care ți-l dorești. Despre Isus în 1 Petru 2 cu 22 spune, El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșoc. De unde vine cuvântul sincer? Probabil că unii cunoașteți, doar repet, de la două cuvinte din limba latină, sine cera sine cera Mai de mult, cei care mergeau la piață cu vasele acestea de lut, bineînțeles că în urma unei munci asidue, considerabile, nu-și doreau să vină cu ele nevândute acasă. Din cauza transportului, a drumului lung, vasele se crăpau unele dintre ele, iar pagul va putea fi foarte mare. De aceea, acolo, în spatele tarabei, undeva ascunși, comercianții luau ceară, și dădeau peste fisurile de la vas. Venea cumpărătorul, vasul sclipia foarte frumos, nu se vedea crăpătura. Mergea acasă, punea lichid în el și își dădea seama, iertați-mă expresia, că luase țeapă. De atunci a apărut vorba aceea. Se lua vasul în mână, se întorcea pe toate părțile și comerciantul era întrebat, sine ce era? Nu are ceară. Apropo, nu vi se pare că așa când cineva te apreciază ar trebui să întrebi, e fără ceară sau cum? Oare e sincer omul ăsta? Hai să vă spun ceva despre oamenii sinceri, iubiții mei. Un om, un hoț, de exemplu, își păzește bine buzunarele și, și de ce? Are impresia că toți oamenii pe care îi întâlnește sunt hoți. Un om critic, un om frustrat, un om care are neîmplinire în viață, pe toți îi vede că face, fac ceva din mândrie, vrea să se afișeze, vrea să iasă în evidență. El vă vede prin ochelare lui. Și acum ascultați-mă, nu hoțul o încasează în viață, nici omul ăsta critic, nici negativistul. Știți cine o încasează în viață? Sincerul. Pentru că omul sincer, de exemplu, eu sunt un om sincer, eu vă spun înaintea Domnului, am impresia că toți de -aia sunteți sinceri. Și voi, care sunteți sinceri, aveți impresia la fel cu oamenii care vă întâlniți. Și pentru că suntem sinceri, ne pune minima pe tavă. Mă duc aminte că când am venit prima dată în America și m-a întrebat cineva, how are you? Am căzut că sunt cel mai fericit om de pe pământ. Și am început să-i spun cum măs. Și m-am uitat, nu mai era nimeni pe lângă mine. O plecat. Mai târziu am înțeles că how are you, de fapt, e un salut la voi, nu e o întrebare. <laughs> Știți? Iubiții mei, omul sincer suferă cel mai mult în viață, pentru că își pune inima pe tavă, are impresia că toți sunt sinceri și bineînțeles că nu sunt. Acum, e adevărat că la piață, la casco, la servici, s-ar putea să întâlnești oameni nesinceri. Mă rog din toată inima, în familia voastră și familia mea, să fim oameni sinceri. O venit cineva cu o erezie, încă n-am auzit la nivelul ăsta, o zis, frate, zice, ai grijă la nevasta ta? O zis, la o nuntă. Că o zis, domnul, că blestemat e omul care să încrede în om. What? Asta înseamnă să iei versetul din context, să-l faci pretext și să-l faci praf. Dacă în soția mea nu mă pot încrede, în cine să mă încrede, iubiții mei? Eu cred că ne putem încrede în partenerul nostru. Că nu ne încredem în el pentru mântuire, asta e cu totul altceva dar ne putem încrede în El, în mâncarea care ne face fără să cerem sanepidului să vină să verifice dacă mâncarea e ok, nu? Omul sincer, iubiții mei, nu minte. Minciuna în căsătorie e ca fisura în fundație. Mai devreme sau mai târziu va afecta toată casa. Cineva într-un cerc mai restrâns mi-a zis, frate Cristi, acum ai vorba între noi, zice, nu te de nimeni. Uh, nu te filmăm, nu punem pe internet. Acum, sincer, chiar nu ți-ai minținit asta niciodată în 13 ani? I-am zis nu. Dar de ce, zice? Pentru că, în primul rând, sunt pocăit. Și a fi pocăit înseamnă și fi om. Despre Iov spune că era în țara Uțu un, un om avem tot mai puțini oameni. Tot mai puțin. Apoi, ă, pentru că sunt slujitor și trei, pentru că mi-ar trebui încă 13 ani de căsătorie să mă creadă soția mea din nou pentru aia. Iubiții mei, sunteți aici bucătărese, sunteți soții care faceți de mâncare extraordinar. Dacă un vas e crăpat într-o singură parte, vă mai interesează de câte crăpături mai are? Dar nu mai poți să-l folosești. De aceea, din păcate, și-am pățit-o în viață, când eu pățesc cu cineva care mă minte, eu pot să-l iert, dar nu mai pot să am încredere. Faceți, vă rog, diferența între iertare și încredere. Nicolae Iorga, unul din cei mai inteligenți oameni pe care România i-a avut vreodată, spune așa, încrederea nu se poate pierde decât o dată e prea scurtă viața și nu mai ai timp să o recâștigi. De aceea e mai bine să nu pierzi, știți? E ca și sănătatea. E mai bine să nu o pierzi decât să o tratezi. Proverbe 22 cu 1. Poți să oprești prezentarea, am terminat, dar vreau să afișez versetul acesta că e foarte important. Proverbe 22 cu 1. Un nume bun, este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Iubiții mei, când se consolidează expresia un nume bun, se consolidează și relația a fi iubit. Vrei asta să fii iubit mai mult? Vrei căsătoria ta să fie mai puternică? Lucrează la un nume bun. Tatăl meu are o vorbă, un pocăit fără cuvânt nu-i pocăit deloc. Îmi scria o fadă de Cristi, vorbesc cu un băiat, mă minte din când în când, vreau să-l pun înaintea Domnului. Ce? Ce ar putea să zică Domnul? Nu? I-am spus acelei fete, nu-i cazul să vă spun dumneavoastră că sunteți căsătoriți deja, dar pentru tineri merge lucrul ăsta. Și dacă spune adevărul să ai dubii, <gătări> dar minte, dacă te minte, că s-ar putea să spun adevărul pentru mașina care o ai. Știți, la voi în engleză nu există expresia vă, ci doar tu. Dar la noi există vă iubesc. Mă poți să zic că tu și mașina, și nu, tu crezi că te respectă, știi? Înțelegi? Și dacă spune adevărul, trebuie să ai dubii și să tratezi multe lucruri cu seriozitate. De ce? Pentru că urmează să faci un pas pe viață. Închei cu o întâmplare care s-ar putea să ne dea de gândit. Un scriitor scoțian, pe nume Thomas, trăia într-o fermă la țară pe care a numit-o ciudat cel mai singuratic colț din Marea Britanie. În fiecare zi urca pe o scară până în pod, unde lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, Jane, rămânea deseori singură. Într-o seară la cină, Jane l-a întrebat de ce nu și-a exprimat niciodată aprecierea pentru mâncarea pe care ea i-o pregătea lui cu atâta dragoste în fiecare zi. Femeie, urlă John, Thomas, trebuie să fii plătită pentru tot ce faci? Cu asta a plecat în atelierul de la mansardă. An mai târziu, când soția lui a murit, Thomas i-a găsit, găsit jurnalul nu știa că soția lui ținea un jurnal. Pe paginile pline de lacrimi, a citit o propoziție care se repeta de multe ori. O, aș vrea să spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment din când în când despre lucrurile pe care le fac și prin care încerc să te fac fericit. Am o provocare pentru voi astăzi. Nu să vedeți dacă soția sau soțul are jurnal. Sunt șanse mici să-l găsiți, dacă are. Dar am o provocare. Să ne trăim viața în așa fel că atunci când ne vom citi jurnalul unul celuilalt, să nu avem regrete. Încep cu ce am, termin cu ce am început, proverbe 24 cu 3. Prin înțelepciune se înalți o casă și prin pricepere se întărește. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă considerați de bine, să facem o rugăciune în urma acestui mesaj. Și Dumnezeu să binecuvinteze cu principii sănătoase familia noastră. Amin.